Prima fază a Ligii Naționale de Basket Masculin va fi asemănătoare sezonului regulat de până acum, adică în sistemul tur-retur, fiecare dintre cele 12 echipe întâlnind un adversar de două ori. După stabilirea clasamentului în funcție de rezultatele acestor meciuri, primele șase echipe vor fi repartizate în prima grupă, iar celelalte șase în grupa a doua. Aici se va juca din nou în sistem fiecare cu fiecare în cadrul respectivelor grupe, rezultând alte 10 etape. Numai după faza a doua competiției va urma play ul în cadrul căruia se va juca pe sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Conform calendarului, Liga Națională debutează în data de 1 octombrie, aceasta fiind precedată de Cupa României, care va începe la 22 septembrie. În acest sezon s-au înscris 12 echipe, campioana în titlu CSU Ploiești, evoluând numai în Liga 1 de basket masculin.